Galateni 2 Apoi, după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnabas, luându-l și pe Titus cu mine. M-am suit acolo, în urma unei descoperiri, și le-am arătat Evanghelia pe care o vestesc eu printre neamuri. Le-am arătat-o doar celor mai de seamă ca nu cumva să alerg sau să fiu alergat în zadar. Dar nici chiar Titus, care era cu mine, n-a fost obligat să se circumcidă, cu toate că era grec, din cauza fraților falși strecurați printre noi, care s-au furișat printre noi ca să ne pândească libertatea pe care o avem în Hristos Iisus și să ne poată înrobi. Nu am cedat să ne supunem lor nici măcar o clipă, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce păreau a fi ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă, pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Ei, cei mai de seamă, nu mi-au adăugat nimic, ci din potrivă. Când au văzut că mie mi s-a încredințat Evanghelia pentru cei necircumciși. Așa cum lui Petru i s-a încredințat Evanghelia pentru cei circumciși, fiindcă cel ce a lucrat în Petru, făcându-l apostol pentru cei circumciși, a lucrat de asemenea și în mine, trimițându-mă la neamuri. Deci, când Iacov, Chifa și Ioan, care erau priviți ca stâlpi, au cunoscut harul care mi-a fost dat. Ne-au dat mie și lui Barnabas mâna dreaptă a părtășiei, ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circunciși. Au cerut doar un singur lucru: să ne amintim de săraci. Lucru pe care m-am și străduit să-l fac. Însă, când Chifa a venit în Antiohia, m-am opus lui pe față, pentru că era de condamnat. Căci, înainte să vină unii din partea lui Iacov, el obișnuia să mănânce cu cei dintre neamuri, dar, când au venit ei, s-a retras și s-a separat, temându-se de cei circumciși. Și ceilalți iudei s-au unit cu el în această ipocrizie, astfel încât chiar și Barnabas a fost dus în rătăcire prin ipocrizia lor când am văzut că ei nu trăiesc după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa înaintea tuturor. Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca unul dintre neamuri și nu ca un iudeu, cum de obligi neamurile să trăiască ca niște iudei? Noi, care suntem iudei prin naștere și nu păcătoși dintre neamuri, știm că un Om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Hristos Isus. De aceea, și noi am crezut în Isus, ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Dar dacă, în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, noi înși ne-am fost găsiți păcătoși. Este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Însă, dacă eu zidesc din nou lucrurile pe care le-am dărâmat, mă arăt ca unul care încalcă legea. Căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Eu nu resping harul lui Dumnezeu, pentru că, dacă dreptatea se primește prin lege, atunci Hristos a murit degeaba.